Ce este încurajat pentru nativii Scorpion zilele acestea și pentru ei multă forță, multă forță, pentru că atunci când de Pluton, guvernatorul lor, se apropie alte planete, sigur și ei capătă altă putere și altă șansă de a pune mai frumos lucrurile în practică și pentru ei vom vedea imediat profilul financiar se îmbunătățește grație acestui Saturn foarte frumos aspectat și nu numai Saturn, ci și casa investițiilor prin speculații, iarăși este o casă destul de puternică. Agresiunea vom vedea, va fi resimțită și de scorpioni și de berbeci, pentru că asta este, sunt direct vizați. Dar un factor, o șansă foarte, foarte interesantă pentru nativii Scorpion zilele următoare în zona financiară. Zona financiară este susținută de Saturn pe casa a doua, pentru că ei capătă o gândire mult mai practică, mult mai concretă, mult mai realistă și lucrul acesta îi face să vadă cu claritate ceea ce au de făcut astfel încât să-și îmbunătățească situația financiară. Ce este extraordinar pentru Scorpion este revirimentul acesta energetic pe care îl capătă pe măsură ce Lilith iese din zodia lor. Iată că Lilith mai are foarte puține și va intra în Săgetător la începutul lunii februarie. Deja scorpionii simt cumva cum renasc, simt cumva cum mi se ridică o mare greutate de pe suflet, pentru că și-au pus atâtea întrebări legate de propria lor ființă, încât s-au simțit cumva rătăciți, copleșiți, și n-au văzut lumina, n-au văzut răspunsurile care erau tot timpul în sufletul lor, pentru că ei la un moment dat au avut tendința de a se identifica cu angoasele lor și de a-și pune la îndoială capacitățile. Ei bine, Lilith, care se îndepărtează acum de zodia lor și este pe ultimele grade, îi poate ajuta să facă acea transformare de care aveau atâta nevoie. Luna nouă se întâmplă pe casa 4, ei pot să-și găsească echilibrul în tot ceea ce fac legat de cămin și de familie, ei pot să reia legăturile cu părinții, ei pot să se împace cu trecutul astfel încât să-și asigure un viitor lipsit de frici și lipsit de angoase, pentru că ei au tendința totuși ca și racii, ca și peștii, ca orice zodie de apă, să trăiască foarte mult în trecut. Ori această lună nouă în Vărsător îi poate proiecta puțin în viitor, îi poate ajuta să vindece, să ia din trecut ceea ce îi ajută să fie fericiți și liniștiți și nu lucrurile care îi țin pe loc. Da, vorbea Wanda despre factori buni pe profilul acesta de expansiune în zona financiară și multe lucruri pe care le au de înțeles, dar trebuie să le spunem și faptul că sunt foarte protejați și ei sunt o zodie cu acest Jupiter interesant în casa credinței, chiar dacă acum este tensionat în sensul că s-ar putea să-i tulbure alți factori veniți din exterior. Sunt o zodie protejată și o zodie care îi se răspunde la orice faptă bună în perioada aceasta cu foarte mare rapiditate. S-ar putea să fie mult mai atenți la nevoile celor din jur. Ce le recomandăm Marte și Uranus? Multă liniște săptămâna următoare, să funcționeze dacă s-ar putea într-o variantă mai rezervată, să nu facă exces, nici mișcare în exces, nici stres în exces, nimic în exces săptămâna. Și mai ales să aibă grijă cum relaționează cu oamenii alături de care lucrează, pentru că sunt Marte acela vine pe casa 6, casa muncii și ar putea deveni puțin irascibil față și de nici muncă în exces. Coechipierii, față de oamenii pe care chiar pot să-i aibă în subordine. Vor trebui să privească lucrurile cumva din spate, să fie mai mult spectatori decât actori, pentru că Marte îi poate face extrem de volatil și de exploziv și poate să le aducă nu neapărat beneficii pe această temă și așa cum spuneai, e bine să aibă grijă de sănătatea lor, pentru că orice exces se poate răsfrânge direct. Să le explicăm, Silvana, nu au energie să facă tot ceea ce vine către ei în perioada următoare. Cum stabilesc prioritățile nativii Scorpion corect? Da, dar totuși părerea mea este că atâta energie de foc cu Marte în berbec trebuie canalizată într-un fel. Da, sigur. Pentru că altfel ce are prioritate, exact. O să explodeze ca oala sub presiune. Există energie, dar există și riscul de a face un exces. Exact. Deci nu exces, dar ei trebuie să-și găsească activități prin care să-și folosească constructiv această energie. Totuși, n-au mai avut aici pe casa activităților zilnice. Asta spuneam. Să nu se bage în toată acea
toate propunerile care vor veni, că vor veni mai multe. Mai degrabă propuneri. Nu haotic, că părerea mea este că haosul, dacă își fac cu program, dacă își fac un program, dacă își administrează în doze mici energia asta a lui Marte, poate fi extrem de benefic. Așa cum spuneați și tu și Vanda, Saturn pe casa a doua, bunăstării, confortului personal, stimei de sine, ei sunt mult mai stabile acum, așa cum spunea Vanda, poate că au avut cu luna neagră acolo diverse închipuiri și nesiguranțe și mai ales nu numai Saturn le dă mai multă siguranță de sine, dar și luna neagră pe final, care face aceste trigoane și aspecte foarte frumoase, poate face extrem de creativi, mai ales având toate aspectele astea din pești pe casa a cincea și cu luna neagră, care și ea e creativă, să luăm partea ei bună, exact. Ei se pot, cu Mercur, guvernatorul comunicării pe casa a treia, ei se pot apuca să-și scrie impresiile, pot fi foarte convingători când povestesc experiențele lor, pot fi niște povestiri cu tâlc din care și ceilalți să învețe ceva. Sigur că toate aspectele astea puternice, de foc, care dau intensitate, știm că Scorpionul are această putere de a influența pe ceilalți și să-i și responsabilizeze Saturn în acest moment, pentru că aceste cuvinte ale lor au mare greutate și pot însemna mult pentru cei din jur.